Un bărbat de 31 de ani a ajuns la spital după ce a intrat cu autoturismul pe care îl conducea pe contrasens într-un alt autoturism. Un accident rutier grav a avut loc miercuri 17 iunie pe drumul județean 101A. Evenimentul s-a produs între localitățile Coșeiu și Guruslău. În urma evenimentului, un șofer în vârstă de 31 de ani din Coșeiu a fost rănit grav după ce într-o curbă la dreapta a intrat pe contrasens cu autoturismul pe care îl conducea într-un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus, condus de Maria T. de 51 de ani din Zalău. Potrivit reprezentanților IPJ Sălaj, victima Ioan S. de 31 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.